Bună seara, domnilor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Portret Obiectiv la TVR Moldova. Alături de noi în această seară este domnul Mircea Veciobanu, scriitor, critic literar, editor de carte. Bună seara! Bună seara! V-ați gândit vreodată, domnule Ciobanu, care este prima impresie pe care o arătați oamenilor? Eu știu că, în genere, omul este primit după prima impresie, dar nu m-am gândit care ar fi prima impresie pe care trebuie cu ce să mă prezint în primul rând. Cam de fiecare dată când trebuie să fac cunoștință cu de mai multă lume, sunt poate transpirat, gândindu-mă la lucrurile esențiale care trebuie să le spun și îmi scapă acest detaliu. Dar vă este comod să povestiți poate lumii despre dumneavoastră, despre ceea ce gândiți, dincolo poate de ceea ce scrieți în cărți? Mie merge vestea de critic. Bine, unii spun că aș fi și un critic rău, adică un excesiv de exigent. Dar, în genere, eu sunt cunoscut pentru antibiografismul meu. Eu întotdeauna spun, când scriem despre carte, scriem despre carte, nu despre autor. Nu îi povestim viața lui grea, greutățile prin care s-a făcut să se bâlbâie în această carte, sau faptul că a fost nedreptățit de soartă, sau că viața lui eroică a produs această carte. Toate astea nu mă interesează. Mă interesează numai în măsura în care cartea m-a impresionat și atunci vreau să aflu și eu dar de unde s-a luat această carte și atunci intru, deci, dinspre carte sau, ca să nu vorbim numai despre cărți, dinspre produsul pe care l-ai făcut. Dar se întâmplă asta des? Des sunteți impresionat de cărți? Ba da, pentru că vedeți că meseria asta a mea, în bună parte, asta de critic, în bună parte este benevolă, deci nimeni nu mă impune să citesc niște cărți. Și dacă eu citesc atâtea cărți, dar am citit, slavă Domnului, multe cărți, înseamnă că există cărți, nu neapărat, eu nu fac o distinție dintre cărțile noastre, deci scrise de basarabeni sau chiar de scriitorii români. Pentru mine literatura este un gen universal ca și pictura și muzica și în acest sens eu nu fac mare distinție. Mai mult decât atât, poate că se supără prietenii noștri și zice, ei, ai să compari tu cu ce a scris, nu știu care, Kafka, Camus sau alt Umberto Eco, dar eu cred că ai noștri ar putea să scrie tot atât de bine, nimeni nu încurcă, astăzi mai ales, când au deschiderea și pot să publice oriunde și să scrie în orice limbă și să fie traduși, dacă merită să fie traduși, nu văd o problemă, așa că... V-ați gândit vreodată cât de mult v-au transformat poate cărțile citite? Cu siguranță că da, pentru că atunci când iarăși revenim la biografia scriitorului, pe mine nu atât mă interesează biografia lui, așa, viața lui empirică, cât mă interesează ce cărți a citit. Și judecățile noastre diferite despre diferite lucruri, chiar dacă suntem oameni cu aceeași cultură, cu aceeași școli, suntem colegi care ne împăcăm foarte bine și deseori totuși polemizăm în bună parte, sau eu polemizez câteodată cu autorii pentru că ei îmi întorc fraza, începe polemica. De fiecare dată ajungem la concluzia că pur și simplu noi suntem la fel de buni sau la fel de răi, dar am citit cărți diferite. Deci cărțile cu siguranță că ne influențează. Eu nu știu în ce măsură cărțile influențează toată lumea, că să nu ajungem, așa să spunem, foarte patetic, că citiți cărți și veți deveni mai buni sau nu știu ce. Nu e obligatoriu. Dar în ceea ce mă privește și pe domeniul meu, cărțile sigur că și îmi schimbă percepția despre lume, dar și îmi ajută să ajustez niște lucruri în domeniul profesional, în cel de scriitor, în cel de critic literar, în cel de editor.
editor de carte, pentru că țin cont și de experiența altora. Noi avem câteva materiale cu și despre dumneavoastră și vă invităm poate să le urmărim împreună, după asta continuăm dialogul. În 1988, un an înainte lui 89, toată generația 70-istă era o generație poetică, pur poetică, un singur prozator l-a avut, Nicolae Vieru, în rest toți erau poeți, Vasile Romanciuc, Marcela Benea, Nicolae Dabija, Ion Hădârcă și ceilalți, Iulian Filip, și toți scriau o poezie, pentru că, mă rog, trăiam sub ocupație sovietică, toți scriau o poezie mai curând evazionistă. Nici măcar nu subversivă, ci chiar evazionistă. O poezie frumoasă, calofilă, poezie orfică. Și brusc timpul îi cheamă pe baricade, încât deja Nicolae Dabija va polemiza cu generația mai tinerilor atunci când va scrie ce caută poeții în biblioteci când locul lor este pe baricade. Adică o polemică, ea a mai durat această polemică, eu mai curând nu sunt de partea lui în această polemică, eu chiar cred că poeții trebuie să viziteze bibliotecile mai mult decât baricadele, dar așa erau timpurile. Artistul trebuie să facă artă. Mie mi se pare că foarte multe lucruri sau multă artă proastă, mult kitsch s-a făcut la noi tocmai pentru că s-a pus permanent pe timpurile sovietice, dacă de acolo venim, un accent prea mare pe social, pe datoria artistului, pe rolul lui în societate, etc., etc. Da, el este un anumit rol, artistul în societate îl are, pentru că trebuie să fie cineva care răspunde de partea frumoasă a lucrurilor. Ciumile și războaiele, că vorbim din perspectiva oamenilor de creație, au dat niște remarcabile opere, da? Ciuma ne-a dat de Cameronul lui Boccaccio, războaiele ni-l-au dat pe un remarc Hemingway, Oldington, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu. Nu știu dacă ar trebui să aibă o atitudine specială, diferită de a celorlalți, dar iată, chiar și din perspectiva care v-am spus-o, mie mi se pare că ei ar putea să ofere ceva, mai ales în perioada de după. Deci trăirile acestea sunt două forme de criză extremă. Pandemia, epidemiile și războaiele sunt crize foarte acute și dacă din asta nu te alegi cu nimic, iar scriitorul trebuie să se alege cu ceva scris, nu cu altceva, atunci degeaba ai trăit aceste crize. În felul acesta noi ne-am pomenit în anii când s-a prăbușit Imperiul Sovietic, că reforma educațională nu era un moft, era o necesitate, nu aveam încotro, trebuia să o facem. Profesorii, cel puțin profesorii performanți de la liceele performante, au fost abonați la cele mai actuale, știu eu, reforme și curriculare și educaționale la modul general. Împreună cu echipa am reușit acest proiect, adică acest curriculum nou. Carcasa lui, vreau să vă spun că este și astăzi valabilă. În primul rând au preluat-o și colegii de la București. Aici noi eram cu un pas înainte, atunci prin 96-98. Iar astăzi noile curricule se fac, se construiesc și ele, chiar dacă sunt un fel de contrareforme, totuna sunt construite pe aceste carcase bine stabilite atunci de o echipă de entuziaști. Criticul este un scriitor. Textul critic este un text literar. Deci el trebuie citit tot ca literatură, foarte subiectiv, cu toate argumentele pe care le are, el exprimă un punct de vedere, nu un punct de vedere absolut. Pur și simplu, există critici cu o anumită experiență pe care, în care au încredere mai mulți. Și atunci se creează impresia că, uite, el este Dumnezeul acela, dar el nu este altul decât, cum să zic eu, la modul abstract, ar trebui să-ți dorești un critic așa cum sunt eu, pentru că sunt un critic onest. Cine nu-și dorește asta? Domnule Ciobanu, de ce dumneavoastră poate vă plac dialogurile?
Îmi plac dialogurile pentru că, în genere, eu am fost tot timpul un tip timid. Și atunci când cineva mă roagă, vino și spune ceva despre nu știu ce, și mai ales în public, de obicei mă bâlbâi. Sau mă bâlbâiam, că mă rog, cu timpul am devenit mai obraznic. Și îmi este greu să încep, caut mult timp. Eu atunci când avem niște manifestări pe care eu trebuie să le moderez, de exemplu, mie îmi place, nu că îmi place, dar sunt aproape nevoit să emit câteva teze la început, bâlbuite, că așa se începe, cu emoții, după care, după ce mai intervin și alții, mă calmez și încep să intervin. În dialoguri îmi place pentru că cineva trebuie să mă întrebe și atunci eu, ca studentul la examen, dacă nu știu, improvizez și e mai simplu. Dar, în genere, în metoda aceasta socratică, maieutică, deci de a afla adevărul prin dialog, este întotdeauna preferabilă unui monolog și mai ales unui monolog în public care câteodată nu numai plictisește, dar omoară. Vă place sau nu vă place singurătatea? Sau solitudinea, mai bine spus. Și solitudinea și chiar, hai să-i spunem, singurătatea. Da, îmi place foarte mult, mai ales atunci când am foarte mult de lucru și sunt solicitat. Eu sunt omul care nu poate spune nu și atunci când sunt bombardat de mai multă lume, inclusiv pentru întruniri publice, inclusiv pentru niște întrebări, răspunsuri de moment, mai ales telefonice, eu de aceea polemizez cu colegii de la serviciu și le spun că mie nu îmi plac telefoanele, nu îmi plac discuțiile telefonice. Atunci când trebuie să fac asta, eu prefer chiar la telefon să-i scriu un mesaj și omul să-mi răspunde când vrea el. Dar cum credeți? Oamenii profită de această idee, faptul că nu puteți să spuneți nu. Cu siguranță că sunt din cei care profită, pentru că sunt prieteni sau colegi care au să zică că îl invităm pe Mircea pentru că el nu o să ne refuze. Dar, în genere, prefer această... vedeți că asta se întâmplă cu toți oamenii cărții. Oamenii cărții au nevoie de aceste pauze de solitudine, aceste pauze de singurătate, care ea nu este singurătate, că singurătatea mea cu o carte deschisă în mijlocul bibliotecii, așa, care stă și iradiază tot ce are în legătură inclusiv cu această carte, nu este deloc o singurătate. Dar oamenii cărții sunt vulnerabili. Da, pentru că ei o serie de cărți, chiar și dintre cele mai, mai dure, nu neapărat cele sentimentale, creează o sensibilități care pot să-l facă pe cineva să reacționeze mai des decât alții. Adică nesimțiții de regulă sunt cei care nu citesc. Poate că sunt fericiți de motivul ăsta. Ați avut vreodată în viață o luptă să îndemnați pe cineva să citească? Cred că am încercat mai degrabă nu să îndemn să citească, dar trișând, propunându-i un joc, am o experiență povestită de un coleg, unul din cei care m-au adus în lumea aceasta a cărții arte, este pictorul Arcadie Răeleanu, care acum locuiește la Piatra Neamț, prieten cu Andrei Sârbu, regretatul pictor de aici, și cu care am trăit la o gazdă și care spunea că, uite, am încercat, aveam un prieten foarte bun și inteligent, am încercat să-l învăț să citească niște cărți foarte importante. Îi băgam cărțile acestea practic cu desila și n-a luat foc deloc. Și atunci, zice, când a fost vorba de alți prieteni, am încercat pur și simplu să pun aceste cărți la vedere și să le las, adică să-și facă el alegerea. Mai degrabă am aplicat această tactică decât să-l conving pe cineva. Cu atât mai mult că aici nu e vorba de, știu eu, că sunt oameni cititori, oameni necititori. Chiar și oamenii cititori trebuie să-și aleagă singuri cărțile. Mai degrabă eu sunt derutat atunci când cineva mă întreabă, numai că mă întreabă foarte abstract, propune-mi o carte pentru această vară.
Și eu mă gândesc acum ce ar trebui eu să-i propun. Prima, că ar trebui să fie o carte mai ușoară, că e pentru această vară, deci nu pur și simplu. Cărțile ne aleg singure? Cel mai des, da. Pentru că tocmai aici și eu m-am prins cu asta, că unele cărți care credeam eu că nu ar trebui să mă intereseze foarte tare, mi s-au pomenit mult mai apropiate decât unele care ziceam eu, fără cartea asta eu nu fac un pas, adică numai decât o citesc. Domnule Ciobanu, care este cea mai puternică amintire pe care o aveți din studenție? Cele mai fericite momente ale mele din studenție au fost cele în care eu fugeam de la ore și mă duceam la biblioteca universității. Deci la biblioteca universității asta înseamnă că eu eram pe terenul universitar și în continuu. Era spațiul dumneavoastră de transformare acolo? Precis că da, că era un paradis. Mie îmi plăcea mai ales, erau două săli. O sală era unde te duceai, deci consultai fișierele, făceai comanda și ți-aduceau cărțile celea. Nu puteai să iei un vrav de cărți, trebuia să iei un număr limitat și să citești doar cartea. Eu m-am obișnuit cam de fiecare dată să citesc în paralel mai multe cărți, legate într-un fel sau altul, sau pur și simplu pentru niște pauze. Și îmi plăcea cealaltă sală. Cealaltă sală era înconjurată de rafturi de cărți, în mijloc erau mesele. Și eu mi-aduceam vrafurile de cărți, așa, făcând o tură prin toate genurile de carte, nu numai decât literatură, nu numai decât beletristică, și ziceam că, uite, pentru satisfacția, pentru fericirea mea de moment, pentru paradisul meu de moment, dacă tot Borges spunea că paradisul și îl imaginează ca pe o bibliotecă, uite, aici mă simțeam ca în paradis, pentru că aveam, mă jucam ca un copil care căutam cărțile și mă uitam. Prin asta se răzbuna copilul de la biblioteca din sat, în care îmi dădeau cărți numai propuse de bibliotecari, că eram prea mic, sau trebuia să aleg din cele din sala asta la îndemână, pe când cărțile adevărate erau în sala de alături, unde se duceau, aveau acces numai cei maturi, sau care credeau ei că, uite, ei pricep ceva și pot să-și aleagă singuri. Ați spus biblioteca din sat. Astăzi cât de des mergeți în sat, acasă? Foarte rar. Rar de tot. Nu numai în sat, în genere în mai multe locuri în care aș vrea să merg, nu îmi prea pot permite. Concediile la noi sunt quasi inexistente. Atunci când apar, încerc să merg la copii în Franța sau cu copiii de aici în altă parte. Deci e foarte greu. Pe de o parte, pe de altă parte, sigur că este și vina mea că ar trebui să găsesc timpul acesta și sunt certat tot timpul și de rude și de soție care mă îndeamnă permanent să mergem. Am în fiecare zi ceva de făcut și zic, numai nouă, uite, dacă putem, de ce când îmi propune cineva, cum m-ați invitat voi la emisiune, dacă mă inviți cu două săptămâni înainte, eu întotdeauna spun da, că habar n-am ce am să fac peste două săptămâni. Dacă mă invitați pentru mâine, poi mâine, marți și acum a apărut și miercuri, deci nu am să accept pentru că am zilele prinse cu alte activități. Noi vă invităm să urmărim poate un material. Noi am încercat să deschidem CV-ul dumneavoastră. Ce am aflat? Atenție la ecran. Scriitorul și criticul literar Mircea Veciobanu s-a născut la 29 februarie 1956 în satul Petren, raionul Drochia. După absolvirea școlii medii, devine student al Universității de Stat din Chișinău, Facultatea de Filologie. La 18 ani debutează cu versuri în ziarul raional. A fost profesor de limba și literatura română la Liceul Bogdan Petriceicu Hașdeu din orașul Drochia, mai apoi lector asociat la Universitatea Aleco Ruso din Bălți și Universitatea de Stat din Moldova. În 1995, editura Arc îi scoate de sub tipar prima ediție a volumului de versuri Haydn între două claxoane, autorul fiind inclus în
volumul Antologia poeziei moldave, apărută la Paris. Urmează scrierile Stația Terminus, Plăcerea interpretării, proza lui Sadoveanu, Aureliu Busuioc, Poetul, Prozatorul, Dramaturgul și altele. Mircea Vecebanu este coautor al manualelor de limba și literatura română și autor și coautor al auxiliarelor didactice la limba și literatura română. Din anul 2000 este director editorial și redactor șef la editura Știința. În 2012 a fost distins cu Ordinul de Onoare al Republicii Moldova, iar în 2014 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer al României. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova. Afirmă că îi place mai mult să citească decât să scrie, deși nu își închipuie să citească ceva fără să scrie despre acest lucru. Domnule Ciobanu, vă mai amintiți poate ce ați simțit când ați scris prima carte? Prima carte a fost o carte de versuri, iar cărțile de versuri se adună, deci nu se programează, deși a treia carte chiar am scris-o cap-coadă la rugămintea unui editor. Și versurile acestea s-au adunat, ele au fost publicate prin reviste, nu toate, bineînțeles, și această primă carte așa și nu a apărut. Eu aș spune că a fost un gest neprietenos din partea puterii sovietice, care nu a vrut să-mi editeze această carte, deci prin anii 90 a fost depusă, a avut și ștampila bună pentru editare, pentru luat în lucru, și a sucombat acolo la editură un timp cam îndelungat, cred că vreo 3 ani. Și aș spune acum că nu s-a ales nimic din ea, dar de fapt s-a ales, pentru că s-a anunțat în un concurs de poezii, editura Arc, iniția atunci un fel de altă față a poeziei basarabene, deja eram independenți, nu mai depindeam, adică ne făceam singuri, și un șic, așa, o fasciculă din acea carte, deci a devenit cartea Haide între două claxoane, care a fost pomenită. Deci, emoțiile, vă dați seama că au fost diferite. Emoții firești pentru cineva, că uite, o să-mi apară o carte, tânărul care o așteaptă și nu știu ce, s-au spulberat, și poate bine că s-au spulberat, pentru că e bine să începi cu un eșec. E mai ușor pe urmă să le suporți pe celelalte. Deci, este bine să începi cu un eșec. Absolut. Care este rolul obstacolelor și eșecurilor, greșelilor în viață? Aveam mai altă întrebare, dar îl mulțumați. Pentru că, iată, chiar cartea în versiunea ei finală este o carte ludică, este o carte ironică, este o carte, cum să zic, care parcă ne spune că vreți citiți-mă, vreți editați-mă, nu vreți, nu am nicio problemă, deci nu am o emoție atât de mare. Iată, la 16 ani vrei să debutezi. La o anumită vârstă deja nu mai grăbești lucrurile. Și atunci când se întâmplă, că au fost pomenite aici și manualele școlare, primul manual pe care l-am făcut eu cu o echipă, eu numai am asistat cu o echipă de la București foarte bună, de la Humanitas, cu Alexandru Crișană în frunte, o echipă excepțională. Și trebuia câteva texte adaptate pentru, deci câteva teme elaborate care ar corespunde unui curriculum de aici, din Republica Moldova. Și am făcut, era un manual, bombonică de manual, și a picat testul pentru că cineva a preferat altceva. Mă rog, comisie de evaluare. Iată, din momentul ăsta, eu am câștigat foarte multe manuale, dar cele pe care le-am pierdut, le-am pierdut foarte senin. Adică înțelegând din oficiu că se poate întâmpla când participi la un concurs, se poate întâmpla să pierzi sau să câștigi. Și ambele au același drept la viață în acest concurs, și de ce nu trebuie să-ți strigi viața că, dacă ai pierdut. Dar dumneavoastră vă recitiți cărțile după ce le publicați? Eu am o obișnuință
cărțile nu le recitesc, cum să zic, ele de obicei ajung în carte, sunt cărți de, mai degrabă de eseuri, de cronici literare, marea majoritate, și ele au trecut odată filtrul revistelor. Iată, după ce apare în revistă, obișnuiesc să citesc și să văd toate gafele pe care nu le-aș fi făcut dacă aș fi avut timp așa mai mult, sau, mă rog, dacă aș fi avut ochiul critic ăsta cu care îl citesc deja. Deci, în sensul acesta, recitesc. În sensul că, uite, am o carte și vreau să o recitesc, nu, cu o excepție, ieri, alaltăieri, o doamnă a scris o recenzie despre romanul meu, Biblioteca. Aici e un alt gen de carte. Și i-am spus că, într-un fel, am rămas, absolut era previzibil cam cum ar putea să scrie. Pe de altă parte, foarte multe elemente, lucruri, m-au surprins pe mine, că, uite, cititorul a reținut aceste aspecte. Și zic și cu siguranță că m-ați făcut acum să merg și să caut exemplarul meu de carte și să răsfoiesc puțin și să văd ce e acolo. Adică se întâmplă câteodată cineva să te provoace, dar nu îmi place, așa cum nu îmi place să privesc emisiunile la care am participat. Domnule Ciobanu, cine sunt oamenii cu care comunicați în fiecare zi? Iată așa, dacă enumărăm ca cele 5 degete ale mâinii, care poate sunt top 5 oameni cu care în fiecare zi fac parte din viața dumneavoastră? În primul rând, acest top 5 ar trebui să fie puțin mai mulți, pentru că asta înseamnă soția, fiicele, ginerii și nepoții. Așa. Deci, ăștia sunt cei cu care comunicăm, dacă nu zilnic, cel puțin de câteva ori pe săptămână, chiar dacă unii sunt mai departe, alții mai aproape. Deci, cu ei, da. Cu colegii de serviciu, că nu avem de ales, adică avem foarte multe lucruri de făcut împreună, și atunci fie că merg la editură, fie că lucrez acasă în fața calculatorului, oricum acest contact permanent există, deci comunicăm și cu ei. Mai rar comunic cu prietenii, cu unii care, cum să zic eu, uneori e o continuare a serviciului. De exemplu, cu Eugen Lungu vorbesc despre cărți, pentru că nu numai că și el este editor și critic literar, dar și că îl rog câteodată să facă, îl angajez pentru o anumită emisiune la editura noastră. Cred că e răspunsul la ieșit plictisitor, că iese că vorbesc numai cu familia și cu serviciul. Dar e răspunsul unui om fericit, poate. Da, într-un fel, da. Și eu, care așa mai place să fiu și singur, uite că deja nu mai am loc de singurătate, numai din ce e ceva. Cine sunt prietenii dumneavoastră? Prietenii mei, cineva reproșa că, uite, nu știu cum acolo îți protejezi sau nu, îi favorizezi în sens literar pe unii dintre prietenii tăi. Păi lucrurile se explică simplu, că prietenii mei mi-au devenit prieteni pentru că am avut aceleași preocupări. Da? Așa ne-am întâlnit cu Nicolae Leahu când eram încă la Drochia la Bălți, deci și de fapt lui se datorează, deși invitația a venit din altă parte, invitația de a preda la Universitatea Rousseau. Este Eugen Lungu, care mi-a publicat primele poezii aici în Orizontul Columna, dar pe care nu-l cunoșteam personal. Am devenit cunoscuți abia atunci când mi-a editat cartea și apoi eu am venit la editură și editurile noastre nu sunt foarte departe, deci am comunicat permanent. Sunt prieten cu Adrian Cibotaru, care acum e foarte departe, adică foarte departe, e la Brașov, deci locuiesc de mai multă vreme, dar care mi-a fost elev la liceu și student la facultate. Adică iar literatură, pentru că este critic literar. Exact așa ca și Lucia Țurcanu, iată altcineva.
Dar îmi sunt prieteni și prietenii mei de la facultate. Întâmplarea făcea că eu, fiind la filologie, am avut prieteni care au avut și alte preocupări, nu neapărat filologia. Iurie Andronic, compozitor, Mihai Fusu, regizor și actor, Emil Gaju, regizor și actor. Ei au învățat un timp la filologie împreună, deci înainte de a merge acolo la școala Șuchin cu trupa, viitoarea trupă ionesciană. Și atât că prietenii, într-un fel, sunt tot din... Plus prietenii din copilărie care au rămas, v-am spus, de Barcadie Răeleanu sau de Eugen Țibârnac, alt consătean de-al meu, pictor, care acum e în Italia. Deci noi suntem cam împrășteați așa, în satul universal, dar am rămas prieteni și cu toate, cu orice prilej, sigur că încercăm să ne întâlnim. Noi avem câteva mesaje de la prietenii dumneavoastră. Ce v-au spus, vă invităm să-i urmărim. Trebuie să încep prin a spune că Mircea Veciobanu e născut într-o zi de 29 februarie 56, deci într-un an bisect, ceea ce înseamnă de fapt că Mircea Veciobanu își sărbătorește ziua de naștere o dată la 4 ani. Pe mine nu mă surprinde acest lucru, pentru că dacă te uiți la energia pe care o degajă, de câte ori vorbește la un lansar de card, de câte ori este prezent la spectacol, la un vernisaj, ai senzația că Mircea este de departe cel mai tânăr dintre noi. Are o energie debordantă, are o plăcere și o chemare de a fi prezent acolo unde se întâmplă lucrurile. Este omul care trăiește pasiunea culturii și când spun pasiunea culturii, nu mă refer doar pe o secvență aparte, să zicem, literatura sau muzica pe care o cunoaște foarte bine sau pictura. Prezența sa competentă cu un discurs, cu aprecieri, cu felul de a promova anumite valori este una pe care nu poți trece cu vederea. De foarte multe ori mă întreb și poate că asta ar fi și o întrebare pe care să-i adresez lui Mircea. Ce este în primul rând? Este un poet rafinat și un poet livresc și are cele două cărți de poezii la o distanță foarte mare una de alta, care ar confirma această ipoteză. Este un cronicar literar și toate cărțile sale de cronici sunt o dovadă în plus pentru acest lucru. Este un istoric literar și aici autorul de manuale, Mircea Veciobanu, sau autorul unor antologii ar avea multe de spus. Este un dramaturg, pentru că a cochetat și cu dramaturgia, a scris biografiile, deci a îngrijit niște ediții ale unor importanți actori de la noi, cum ar fi Petru Vutcareu și Nele Cozaru. Ce cine a făcut, probabil, sau cel puțin eu nu sunt la curent, traduceri, dar Mircea, pe de altă parte, traduce în fapte tot ce îi se pare pasionat în domeniul culturii. Istoria face că eu, într-un fel, sunt, și m-ați prins bine în acest sens, sunt nașul literar al lui Mircea Veciobanu, pentru că eram președintele jurului la Fundația Soros în 95, când deci Mircea Veciobanu a fost printre cei trei primi câștigători. Pot să spun cu certitudine că în afară de o foarte lungă prietenie literară, în afară de o foarte mare apreciere reciprocă pe care o avem în toți acești 20 și ceva de ani, sau sunt aproape 30 de ani, eu am sentimentul unui confrate foarte onest, unui confrate care atunci când ceva nu-i place, o tai cu bărdița, uneori poate exagerat, uneori poate cumva provocator, pentru că Mircea este și un mare provocator în ale literaturii și asta este o chestie foarte bună. Niciodată nu o vorbește ca de la catedră, ca de la amvon literar, dimpotrivă, mai degrabă aruncă niște provocări. Sentimentul acesta de fraternitate literară îl am cu doar câțiva autori de la noi, pentru că există între noi un fel de vase comunicante care face ca, indiferent dacă, zicem, împărtășim aceeași opinie, să avem aceeași stimă pentru opinia celuilalt. Și asta mi se pare esențial. Înainte să-l descoper pe poetul, eseistul, prozatorul și editorul Mircea Veciobanu, l-am cunoscut pe profesorul Mircea Ciobanu. Mai exact, pe profesorul de literatură latină de la Facultatea de Litere a Universității din Bălți. De la el, de la acest profesor, am învățat că literatura latină nu e deloc plictisitoare sau greu de înțeles, așa cum credeam la început. Dimpotrivă, cursurile lui Mircea Ciobanu, pline de vervă și de atitudine critică, așa cum îi sunt și eseurile sau cronicile de carte, ne-au oferit interpretări
spectaculoase ale textelor vechi și experiența unică de a reanima antichitatea. De la Mircea Ciobanu am aflat, de exemplu, cum s-a ajuns de la Satura Lanx, care însemna un taler conținând un amestec de fructe și alte alimente pregătite pentru a fi oferite drept jertfă, la satiră. Mircea Ciobanu ne-a convins că Ovidiu, fiind el mare în Tristia și în Metamorfoze, dar este absolut fabulos în Arta iubirii și în Remediile iubirii. Mircea Ciobanu ne-a prezentat catilinarele lui Cicero ca pe niște mizanscene captivante și tot Mircea Ciobanu ne-a făcut să-i îndrăgim definitiv și iremediabil pe prozatorii Petronius și Apuleius, ajutându-ne să descoperim în Satiricon și în Măgarul de Aur ceea ce dânsul numea urme ale postmodernismului. De fapt, predându-ne literatură latină, Mircea Ciobanu ne-a deschis poarta către cărțile contemporanilor, lăsându-ne să descoperim influențe, dialoguri, interferențe. Și ne-a mai învățat ceva. Ne-a învățat să fim și noi profesorii care predau literatură cu pasiune și provocator. Așa cum ne învață și cărțile sale să citim și să scriem cu pasiune și provocator. Am putea spune că Mircea Ciobanu a debutat de 3 ori. În primul rând a debutat în presă cu poezie. Al doilea debut a fost la editura Arc cu o carte de tot de poeme, Haid între două claxoane. Cartea a avut foarte bună presă aici la noi, dar și în România. Mircea Ciobanu a fost prezentat prin această carte și în antologia lui Sorin Alexandrescu, o antologie în limbile franceză și engleză. Deci el a avut un debut fulminant, a putea spune, chiar de la începutul carierii sale. Alt debut a fost ca dramaturg. El lansa cartea Stația Terminus, care era de fapt un concurs anunțat de Ministerul Culturii și Mircea Ciobanu câștigase premiul acestui concurs și a apărut în o colecție foarte interesantă alături de Chianu, de Valbutnaru, de Nicolae Negru, de Irina Nechit, dar încetul cu încetul poetul și dramaturgul a fost devansat de criticul literar Mircea Ciobanu. Are și acum rubrici într-o serie de publicații de la noi și din România. Este foarte fructuos, are părerile lui foarte severe, este un critic temut și de aceea foarte apreciat. Am doar emoții și nu am o părere despre Mircea Ciobanu. Ori el este persoana care detestă biografiile romanțate și excesul de epitete, pentru că el le consideră că ar camufla lipsa ideilor sau coerența gândurilor. Mircea Ciobanu este de aproape 10 ani primul cititor al textelor mele pe care eu le consider serioase. Dacă la început îi încredințam textele spre lectură ca să nu mă fac de râs, ca să mă ajute să evit unele coerențe, acum o fac dintr-un exercițiu al, nu al obișnuinții, dar dintr-o necesitate. Pentru că îmi place să polemizez cu Mircea Ciobanu, să-mi apăr ideile și să-i aud opiniile. Scriitorul Mircea Ciobanu reprezintă portretul intelectualului desăvârșit și nu o să-i placă ceea ce spun, dar vor fi mulți de acord cu această afirmație. El reușește performanța să fie concomitent autorul, cititorul și criticul. Și la același nivel, cu aceleași exigențe. Nu reușesc să-i urmăresc gândul, este foarte energic. Este întotdeauna cu replica pregătită. Are cuvintele la el și de câte ori îi trimit textele doar ca să-mi spună o părere despre un text,
când le primesc, el nu poate să se abțină, să nu îngălbenească o virgulă sau un cuvânt. Consumă multă cultură. Are un interes viu. Are ochii întotdeauna ca ai unui adolescent care descoperă lumea, fie că este la un spectacol de teatru, la un concert de muzică clasică, la o lansare de carte sau pur și simplu într-o discuție cu un licean. Îi place să polemizeze, dar am impresia că o face de dragul jocului, doar ca să provoace interlocutorul și nu ca să-l enerveze, dar ca să-l provoace să scoată cei mai buni din el. Cred că unul din cei mai buni redactori care are astăzi Republica Moldova. Nu spun că e cel mai bun, ca să nu superi prietenii, colegii mei, dar fiți sigur că e cel mai bun. A făcut multe lucruri pentru domeniul nostru, editorial, cunoaște în amănunte tot ce se întâmplă în ramura noastră, o simte. În primul rând, eu am foarte obiectiv, să strădui, ca să spun cel puțin, să fie obiectiv. Cunoaște multe lucruri, îi place să asculte părerea altora, cu toate că de fiecare dată insistă asupra părerii sale. Și are capacități de a convinge oamenii că el are dreptate și nu cei cu care el discută. Multe lucruri le ia în glumă și asta e foarte bine, pentru că dacă le iei toate lucrurile în serios, atunci nu reușești să rezolvi multe probleme. Dar dacă le iei în glumă, e mai ușor a rezolva unele chestiuni când le iei în glumă decât le iei în serios. Noi am întrebat cine este Mircea Ciobanu. Raliați cu aceste răspunsuri. Cum să spun, ar fi trebuit nici să nu mă întrebați pe mine, să mă întrebați lumea, poate acești prieteni, dar poate alții, dar poate nu numai prieteni. Apropo, de ce nu ați făcut și o listă, adică să mă întrebați care ar fi lista oponenților mei, ca să mai spună, să mă mai înjure cineva, pentru că tot ce au spus colegii, eu nu pot să nu fiu de acord cu ei, dar pot să polemizez cu ei. Așa, aveți această idee de a polemiza cu prietenii dumneavoastră? Ba da, cu atât mai mult atunci când ei nu au dreptate, pentru că noi avem niște extraordinari redactori șefi la noi. Acum a fost și Vasile Romanciuc, acum nu este, dar încă în funcție de redactor șef sunt aceiași Eugen Lungu și Emilian Galai cu Păun, mai bun decât ei, greu de găsit. Așa că aici Gheorghe Primi greșește amarnic. Dar vreau să spun și altceva, că în ceea ce spun prietenii întotdeauna apare, cum să zic eu, ăsta e formatul interviului vostru pentru ei. Ei trebuiau să spună niște cuvinte presupus de laudă, presupus care, de ce sunt ei mulțumiți. Poate că ar fi trebuit să fac așa cum fac eu în cronicile mele, să mai adauge că, uite, îi mai lipsește ceva. De exemplu, cum zicea Eugen Lungu, și avea dreptate, că aveam, dacă aveam multe texte de scris, nu întotdeauna le scriam foarte bine. Și atunci el zice, dacă Mircea Ciobanu s-ar mai îngriji de și cum spune ceea ce spune el, adică ceea ce spune este interesant, dar cum spune, nu întotdeauna, adică nu întotdeauna fraza este desăvârșită. Iată, niște chestii de astea ar fi fost mai interesante. Dar pentru cum credeți, cum este oponentul Mircea Ciobanu? Eu m-am mirat că unii prieteni cred că eu aș fi un oponent incomod, de aceea că eu aș emite adevăruri absolute. De fiecare dată când ajungem la punctul acesta, eu o spun să o luăm de la capăt și să înțelege că sub fiecare frază trebuie să fie scrisă ceea ce spun eu, nu este decât opinia mea. Pe de altă parte, eu, opinia aceasta, eu mi-o
argumentez cu ceva și atunci eu sunt încăpățânat și spun că până nu-mi demonstrați contrariu, eu țin la opinia mea. Și această opinie creează impresia de adevăr absolut pentru că eu stau încăpățânat câteodată, deși nu întotdeauna, pentru că eu sunt primul care sunt bucuros să cedez și să spun că oponentul are dreptate în cazul în care el are dreptate. Încăpățânat nu-s. Că sunt insistent și că polemizez, îmi pare că Liliana Popușoi spunea, da, că polemizezi uneori și de dragul provocării, cu siguranță că da, pentru că și nu neapărat să nu supăr, pentru că vedeți ce se întâmplă când chiar și când menajez oponentul sau cartea despre care scriu eu și încerc foarte delicat să afirm niște lucruri care cred eu că nu ar fi trebuit să fie așa, că puteau să fie și altfel. Încerc să sugerez că putea să fie și altfel, că dacă nu putea să fie altfel, degeaba critici. Cu toate observațiile delicat făcute, am prieteni care au închis canalele de comunicare și după asta nu au mai vorbit de obicei un an de zile și revin, dar unii nu vorbesc nici azi. Ați pierdut prieteni în viață? Am pierdut prieteni în viață. Regretați? Da, cu siguranță că regret. Dar de ce? Asta este. Pentru că cum să spun eu, ar fi trebuit să renunț la afirmațiile mele la care eu țin, da. Singurul lucru pe care eu întotdeauna îl spun, că lucrurile acestea, eu nu pot să le spun altfel, dacă vreți o opinie onestă, da? Iată, despre cartea, că mai mult despre asta polemizăm. Eu așa cred, singurul lucru pe care pot să-l fac este că eu pot să tac. Adică puteam să nu spun asta. Asta însemna că, uite, nu te supăra, frate, că m-am certat cu cineva dintre cei care mi-au rămas prieteni și mai polemizăm și astăzi. Am zis, nu te supăra, dar despre cărțile tale eu nu am să mai scriu. Dar cu familia ați exersat această tăcere? Cred că în familie eu sunt cel mai puțin conflictual dintre toți. Da? Pot să mă laud cu asta. Acum ar trebui să anchetați familia și să vedeți dacă eu nu trășesc. Dar așa, din câte știu, eu sunt cel mai ușor conciliabil și de acord cu toată lumea și de fiecare dată încerc să propun să găsim niște soluții. Altceva poate să enerveze familia este că eu nu întotdeauna mă conformez lucrurilor pe care le doresc ei atunci când eu am alte priorități. Dar vă înțeleg ceea ce sunteți, inclusiv în acest moment în care nu vă conformați, ei înțeleg acest lucru? Da, cu siguranță că înțeleg. Asta nu înseamnă că și mă iartă, dar cu siguranță că înțeleg. Cum au schimbat, poate, copiii felul dumneavoastră de a scrie? Probabil că doar la nivel intuitiv undeva, pentru că nu sunt, mai degrabă soția a fost mai activ cititor al meu, așa, care mi-a spus niște lucruri de care am ținut cont sau cel puțin am luat act de opiniile. Copiii, eu cred că sunt un tată ideal din punctul meu de vedere, pentru că am lăsat fiicile de capul lor cam de când le țin minte. Adică să facă. Din potrivă, chiar le-am intrat în voie, chiar știu că Mezina, când era adolescentă, era... îi plăcea foarte mult fotbalul și i-am adus de la Paris tot ce... Că a fost într-o delegație foarte scurtă de 3 zile la Paris și i-am adus, tocmai era campionatul mondial sau pe urmele campionatului proaspete și toate revistele, toate chipiurile, toate tricourile, tot ce era posibil legat de fotbal, să zicem. Dar mai ales, fiindcă el
erau pasionate de muzică, camera lor, de acolo, de la Drochea, spre uimirea prietenilor ei de acolo din curte, era toată tapetată cu Bon Jovi, cu Spice Girls, cu cine mai erau, Backstreet Boys și toți cei care erau atunci în modă. Și îmi amintesc că cineva în presa engleză a spus, uite, Tony Blair, care era prim-ministru Angliei, zice, le știe pe nume pe fiecare din fetele din Spice Girls, la care fiica mea mezină zice, dar și taic-miu le știe pe nume pe toate, ar putea să fie prim-ministru. E cumva soarta taților, această libertate. Exact. Adică relațiile noastre au fost întotdeauna foarte, foarte bune. De aceea nu am avut noi timp pentru, am două oficii extraordinare și mă mândresc cu ele, dar nu ne-am, cum zic eu, nu am fost foarte generoși în complimente, nu ne-am făcut noi vreodată așa numai, cred că un compliment așa, pe loc, improvizat, pentru că așa ieșise fiicei mele. Ea era, cred că deja era anul 5 la Cluj, la universitate, făcea regie teatru și mi-a spus, am venit, ne-am plimbat cu ea pe străzi și ea zice, uite, de fiecare dată, dar nu a fost unicul oraș în care noi am fost, zice, de fiecare dată când tu vii, eu îmi dau seama că eu mă relaxez și am toată încrederea și am un spate unde pot să stau, adică foarte sigur, în siguranță atât de mare. Adică ea îmi spunea, aflându-mă în orașul pe care ea îl știa mai bine decât mine și în care ea, de fapt, era ghidul. Adică este probabil că ar trebui să aibă această calitate părinții, deci să fie umărul acesta de sprijin, dar doar în momentele în care ești solicitat, pentru că eu nu am cerut nimic de la ei, inclusiv nu am cerut din, așa, aflu surprinzător câteodată că le mai pasez niște texte de ale mele câteodată și ele reacționează, dar sigur că se mândresc și ele. Iată, ultima, m-ați întrebat, de acum hai să o spun și asta. Am doi nepoți în Franța. Așa. Generele este francez, jet de jet, și fiica deja este cetățeană franceză, și nepoata, care nu mi s-a părut așa, că suntem în relații cele mai apropiate, mai degrabă e cu bunica în relații, mai decât cu bunelul, dar la școală i-au întrebat ce fac rudele, părinții bunei, cu ce se ocupă, cu ce preocupări ai, și atunci a luat romanul meu, l-a dus la școală și a zis, bunelul meu este scriitor. Adică, să știți. Care? Unul este că este de departe, de acolo, din Moldova, dar a doua că este scriitor. Ca finalitate la ceea ce mi-ați povestit, poate întrebare derivat, care este bucurie care nu se va mai repeta pentru domnul Cioban? Nu cred că există o bucurie care nu se va mai repeta, pentru că pentru mine lucrurile nu au început bine. Ele merg întotdeauna spre bine. Se datorează și efortului, bineînțeles. Dar eu nu sunt cel care, de exemplu, să-mi pară rău de tinerețe, pentru că voi nu știți cât de frumoasă este vârsta așa, înțelepciunilor, dacă vreți. Niciodată nu îmi pare rău de, știu eu, nu sunt nostalgic. Și îmi pare că totul, eu în polemicile cu, deși am predat istoria literaturii latine, dar în polemicile cu colegii, eu sunt modernul, nu sunt anticul. Eu întotdeauna invinuiesc pe dânsii că sunt niște retrograzi. Adică eu sunt arhimodernul, supermodernul și întotdeauna spun că avangarda, deci este cea care trebuie să miște lucrurile. Și în sensul acesta înseamnă că toate lucrurile bune abia urmează să se întâmple. Până acum a fost așa numai o perioadă de pregătire. Frumos ați spus. Nu știu dacă ar fi o altă propoziție de finalitate a acestui dialog, o bucurie dialogul cu dumneavoastră. Vă mulțumim mult și vă așteptăm în edițiile culturale la emisiunea Obiectiv Comun, domnule Cioban.
Cu plăcere, vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor, domnilor, de asemenea, mulțumim mult pentru atenție. Ați urmărit un portret obiectiv cu domnul Mircea Ciobanu. La revedere!